Dragii mei, cer scuze. Poate că și dumneavoastră sunteți întrerupți la locul de muncă, într-un proiect, în ceea ce vreți voi să materializați. Altfel, nu degeaba am avut deja două telefoane și un mesaj. Probabil că și voi sunteți zburiați într-o privință. Dar asta e. Control și creativitate. 8 de monede e o carte foarte frumoasă. Transformați aurul în artă. E o transformare ce necesită proces. Poate să fie un proces îndelungat. Ideea este că vă pricepeți foarte bine, sunteți un maestru în această privință. Și de la 8 până la 9 nu-i decât un pas, 9 fiind securitate financiară. Ce vă blochează sau vă provoacă. 6 de cupe, semn de apă, pești, rac sau scorpion, o relație din trecut cu cineva, o relație foarte profundă, poate să fie, dacă nu din copilărie, dacă nu din trecutul recent, poate să fie chiar dintr-o altă viață. Vă provoacă într-un fel. Haideți să vedem cum se așează cărțile. În trecutul îndepărtat, împărăteasa iar. Împărăteasa. Împărăteasa, semnul taurului sau al balanței, are semnul lui Venus, da? Este o abundență maximă. Frumusețe, siguranță, stabilitate, conștiință de sine, de propria valoare. În trecutul îndepărtat, poate ați avut de-a face cu un taur, cu cineva în semnul balanței, sau poate vă reprezintă pe dumneavoastră. Vedem în continuare. În trecutul apropiat, îndrăgostiții. Gemeni. Sau, pentru unii dintre voi, un suflet pereche cu care ați rezonat sau rezonați în continuare, aveți și 6 de cupe, foarte, foarte bine, pe toate planurile, nu doar emoțional. Deja îndrăgostiții confirmă că vă completați pe toate planurile. Și este o legătură oarecum susținută de divinitate. Dar depinde cât timp. Vedem în continuare cum se așează cărțile, pentru că îndrăgostiți înseamnă uneori și o decizie foarte importantă în dragoste. Sufletul acesta pereche uneori poate să vină în viața noastră într-un fel neașteptat sau să avem de rezolvat niște legături karmice și la un moment dat, eu știu, trebuie să alegem între vechi și nou, între persoana cu care suntem și o persoană nouă. Vedem în continuare. E o alegere importantă în dragoste. Poate să fie și în afacere, dar vedem cum se așează orizontala. Energia dominantă, faetonul, semnul racului, mai mult sau mai puțin, mergeți înainte. Poate să fie, poate unii dintre voi vă luați mașină, faetonul a luat deja decizia, gemeni, rac. Probabil că în perioada zodiei gemilor aveți de luat, deși este în trecut, dar poate să funcționeze și pentru viitor. În fine, e o decizie legată de un geamăn, mai mult sau mai puțin, sau în perioada acestei zodii veți lua o decizie și veți merge mai departe. Faetonul ce face? Își controlează și părțile bune și părțile mai puțin bune și le echilibrează și merge către ce? Către steaua sa, către destinul său. Și merge cu viteză. Dacă este greu să aleagă, avem iar semn de apă, dacă este greu să aleagă, o să-și ia timpul necesar, dar momentul în care decide este foarte hotărât. Este semn cardinal. Da? Puteți fi dumneavoastră, deși sunteți scorpion, poate vă reprezintă pe dumneavoastră într-o privință. Mergeți mai departe, într-un proiect, într-o direcție. Și care ar fi direcția? Să vă descoperiți destinul în cazul în care nu-l știți, în cazul în care îl știți, să-l urmați. Nu contează ce apare în trecut, în urmă, da? Poate acest suflet pereche v-a distras un pic atenția, rămâne de văzut. Pentru că e o provocare la nivel relațional. 6 reprezintă casa a șasea, a relațiilor care trebuie să oferim,
Deci e o chestiune acolo de rezolvat. Însă, vreți să mergeți mai departe. Haideți să vedem ce urmează. 8 de bâte. Iar ceva legat de luna a 8-a a lui August. De 8, casa 8-a Scorpionului. Dacă nu e August, e casa 8-a Scorpionului. Comunicare. Comunicare la distanță. Poate să fie peste o apă. Poate să fie, pentru că avem și faetonul. Călătorie. Amândouă susțin călătoria. Patru de monede aveți în poziția sfatului. Să vă echilibrați un pic. Poate unii dintre voi încă trebuie să mai lucrați pentru stabilitatea voastră financiară. Și sunteți sfătuiți să nu cheltuiți prea mulți bani. Patru de monede. Este și o persoană care ține foarte mult la principiile și stilul lui de viață. Repet, dacă ceva vă distrage atenția, o relație, rămâneți pe poziție și eventual mergeți mai departe pe calea voastră. Cei care vă știți destinul, evident. Sfat, iar Marea Preoteasă, să vă conectați la intuiția voastră. Poate unii dintre voi ascultați o etalare, poate unii dintre voi vă descoperiți niște lucruri. Studiind astrologia, sau pur și simplu aveți niște vise, sau, asta mai este semnul peștilor, uneori semnul taurului, sau aflați niște secrete. Cum am spus și mai devreme, uneori Marea Preoteasă împărtășește din secrete. Aflați niște secrete. Dacă nu sunt secrete, veți înțelege niște lucruri într-un mod foarte profund. Și asta e bine. Poate vă scapă de multe griji și multe durere. De ce vă este frică? Iar semnul gemenilor, magicianul, semnul gemenilor al fecioarei sau poate fi berbec, dar e posibil să fie geamăn, după cum avem aici îndrăgostiții. Vă este frică de această persoană? Poate să fie, vă este frică că vă manipulează, dar voi sunteți experți în a detecta acest comportament. În tot zodiacul, scorpionii și gemenii sunt cei mai manipulatori. Acum fiecare are tehnicele lui și atunci dacă aveți aceste... Nu vă supărați, până la urmă este o mare artă să faci lucruri, să manifesti ceea ce vrei. Acum, depinde și de tehnici. Dacă cineva vă manipulează într-un fel sau altul, îi simțiți. Și poate, din acest motiv aveți această relație, 6 de cupe, ca și provocare, vă distrage atenția de la muncă. Vă distrage atenția de la muncă. Ce vă doriți? Trebuie să alegeți. Iar e clar că trebuie să alegeți. 2 de spade. Poate unii dintre voi, pentru că 2 de spade înseamnă și un blocaj în comunicare. E ca și când gata, ați spus, pac, stop, X. De acum încolo nu mai comunic. O perioadă. E treaba mea cât timp îmi fac proiectul. Da? Trebuie să mă concentrez pe mine, pe creșterea mea. Acum, înainte să scot cartea finală, încerc să înțeleg lucrurile văzându-le în ansamblu. Aveți o verticală frumoasă, împărăteasa, 8 de cupe, faetonul. Ați ajuns la o abundență. În domeniul în care lucrați, că avem 8 de monede, energia centrală. Este o persoană în semnul pământului, dar puteți fi dumneavoastră, da? Acum vă doriți majoritatea, fără să spuneți nu, vă doriți să munciți într-o direcție, într-un proiect. Aveți un foc interior, că doar sunteți împărăteasă. Și vreți să transformați ceva în piese unice, vreți să faceți ceva unic. Nu doar să vă creați stabilitatea financiară. Și aveți puterea în mai să mergeți mai departe în acest proiect, să vă urmați calea, să vă urmați steaua. Dar trebuie să decideți în legătură cu această relație
foarte profundă, foarte profundă, da? Trebuie să decideți. Vă este teamă că persoana vă manipulează? Poate nu vă manipulează. Rămâne să analizați, să vă conectați la intuiția voastră și să aflați. Ideea este că trebuie să vă mențineți poziția, să fiți mai precauți, să fiți mai precauți, să stați în cutiuța voastră, patru, e o cutie, da? Să stați în cutiuța voastră, să țineți la ceea ce ați acumulat, da? Monede, bani, creativitate, reușite, să țineți la ceea ce v-ați format voi înși vă și să analizați un pic, să luați decizia în legătură cu această relație. De curând, poate să fie de curând, să vă fi îndrăgostit de cineva. Dar aveți o verticală foarte frumoasă și orizontală e frumoasă, însă e provocatoare. 8 de monede e clar un proiect. Munciți într-o direcție. Repet, poate să fie și semn de pământ, taur, scorpion, înseamnă că sunteți voi. Taur, fecioară sau capricorn. Este posibil să vă doriți, cum am spus mai devreme, să întrerupeți un pic legătura, nu pentru toată lumea, un pic, o perioadă, până vă rezolvați problemele, până vă faceți monedele. Este posibil. Însă, există și posibilitatea ca. Sunt mai multe variante întotdeauna. Ca în acest moment să vă doriți să vă implicați cu forțe maxime pentru rezolvarea, dezvoltarea unei relații profunde. Aveți 8 de băte, care înseamnă și avansare în relație, în situație. Aveți faetonul și el vorbește despre avansare. Avansați relația. Dacă până acum a stat într-o stare, a fost doar îndrăgostiți, probabil unii dintre voi sunteți dispuși să depuneți efort. Să munciți în această relație și să o formați, să o închegați, să mergeți mai departe. Însă trebuie să luați o decizie. Ce faceți? Trebuie să lăsați în urmă trecutul, evident, să decideți între X și Y, între plus și minus. Și ați mai avut și 2 de monede mai devreme, din câte mi-aduc aminte. Sper că mă înțelegeți, da? Cartea finală, 8 de cupe. Iar dumneavoastră, 8 de cupe. E clar că trebuie să vă detașați emoțional. Acum, din cele două variante, trei, nu mai știu câte am zis, vă alegeți pe cea cu care corespundeți. 8 de cupe, iar e al treilea 8. 8, 8, 8. Poate vedeți undeva 8, 8, 8 sau 8-ul acesta vă spune ceva. Dar e casa 8-a a scorpionului. Mesaj direct pentru dumneavoastră. Trebuie să vă detașați de trecut. De trecut. Eventual, dacă situația asta, relația asta vă distrage un pic de la muncă, să vă detașați un pic emoțional. Hai să mai vedem. Valetul de monede. Valetul de spade, comunicare. Luna. Valetul de monede își dorește un nou început, practic. Poate să fie această persoană în semn de pământ, care să vină cu o ofertă, să dorească să comunice cu dumneavoastră niște secrete, cum a venit și mai devreme Marea Preoteasă ca și influență exterioară, niște secrete. Dar poate unele sunt triste, 5 de cupe. Dar într-un final, că vreau și o să ajung la o carte mai faină, ajungem și la putere. Într-un final, ne regăsim puterea în această situație. Ideea este că trebuie să decidem și eu nu vă pot spune ce trebuie să decideți. E clar, ar fi culmea să vă spun eu ce trebuie să manifestați.
E alegerea voastră. Voi știți mai bine ce se întâmplă în viața voastră. Până la urmă, ca să decidem corect, trebuie să ne detașăm un pic emoțional. Nu degeaba a apărut regele de cupe, controlul la început. Aici, 5 de monede, 2 de băte. Iar argumente, iar 5 de spade. Au venit niște lucruri într-un mod neașteptat în viața voastră. Și sunteți chemați să vă setați un pic, să resetați viața. Să vedeți ce s-a întâmplat în ultima vreme, cu ce mă ajută, dacă mă implic în, eu știu, evenimentele care au apărut, dacă nu rămân pe ceea ce știu că am de făcut. Pentru că, totuși, în trecut ați avut un 5 de monede. Cineva v-a lăsat de izbeliște. 5 de monede înseamnă foarte multe, dar în acest context, cu destule cărți triste, da? Cineva, aveți și luna, aveți și 5 de cupe, cineva v-a lăsat de izbeliște la un moment dat și din acest motiv, unii dintre voi, eu așa simt, cărțile. Din cauza unui trecut nu tocmai plăcut, v-ați concentrat pe muncă și e bine. E bine. Această verticală e cea care vă susține și orizontală poate să ducă către ceva frumos. Dar probabil că mai trebuie ceva timp. Mai aveți de discutat, da? Mai aveți de discutat, mai aveți de pus la punct acest plan. Poate să fie valetul de monede, poate să fie începutul în această relație. Și mai este de lucru. Și atunci, dacă tot e atât de lucru, pentru că sunt secrete, sunt probleme din trecut, da? Vă adunați puterea, da? 8, iar rămânem la 8, că deja avem 4 de 8 și e clar că este un mesaj. 4 de 8, da? Trebuie să vă adunați puterile și să vă concentrați pe voi, pe creșterea voastră spirituală și cine vrea să se ridice la nivelul vostru sau să fie în vibrația voastră, să muncească tot atât. Adică nu doar voi să vă implicați în această relație și ei, da? Alegerea nu trebuie să fie doar a voastră, trebuie să fie și a lor. Ia uite, asul de spade. Aș mai avea totuși, pentru că am avut aici 8 de cupe, aș vrea să primesc și de aici un clarificator pentru 8 de cupe. Rog frumos, un clarificator pentru 8 de cupe. Un clarificator pentru 8 de cupe. Nu sunt clarificator pentru de cupe. Ia uite, faetonul. Faetonul. De două ori va apare. În ce direcție să meargă faetonul? Da. Faetonul trebuie, nu, în ce direcție, cred că deja o știți, deja, probabil că am întrebat degeaba. Trebuie să lăsați în urmă niște trădări, o poveste foarte dureroasă și foarte tristă pentru unii dintre voi cu un semn de aer, vărsător, gemeni sau balanță, să lăsați în urmă pentru că ia uite ce aveți. Da. Mergeți mai departe, soarele, bucuria, trezirea, copilul divin, e pe cale să renască. Dacă nu sunteți voi, sunteți în relație cu cineva. Relația eventual aceasta va crește de la sine în momentul în care voi vă concentrați pe ceea ce aveți de făcut. Înțelegeți? Haideți să căutăm un sfat de la îngeri pentru Scorpion. Soare, Luna, Venus, ascendent în Scorpion. Și ce pot să zic? Într-un fel corespund și eu cu această citire. Că doar am și o lună, lună în Scorpion. Într-un fel corespund. Am așteptat și eu etalarea, dar trebuie să o fac în funcție de numărul vizionărilor. Scorpion. Soare, Luna, Venus, ascendent în Scorpion. Un mesaj. Scorpion, mai 2019. Un mesaj. Ce avem? Fii doritor să exprimi dragostea.
exprimă dragostea ca să poți primi. Foarte frumos. Probabil că aici trebuie să decidem, să decideți. Fă ceva pentru cineva. Acordă atenție cuiva care are nevoie. Fii așa cum e împărăteasa, foarte similar cu împărăteasa. Fii blând, fii generos, fii 41-41. Vă spune ceva? Până la urmă, tot la dragoste se rezumă. Și practică compasiunea. Vezi lucrurile din perspective diferite. Consideră o fundație. Probabil că totuși acum unii dintre voi puneți bazele acestei relații, dar nu vă lăsați distrași de la drumul vostru. Este posibil, cum am spus mai devreme, dacă vă aduceți aminte, ca acest 8 de monede, dacă nu sunteți dumneavoastră, să fie o persoană în semn de pământ, doritoare să se implice într-o relație cu voi. Și e provocatoare această relație. Probabil că vă prinde oarecum. Vine neașteptat ca acel cavaler de spade. Și romanță, romanță. Până la urmă, fiți ceea ce sunteți, că sunteți împărăteasă când vreți. Scorpionul poate fi în multe feluri. Fiți ceea ce sunteți și atrageți ceea ce vă doriți. Dacă devenim prea sobri, atragem sobrietate. Dacă vrem dragoste, dacă vrem adevăr, trebuie să fim deschiși. Da? Amândouă seamănă cu împărăteasa. Compasiunea iar seamănă cu regina de cupe. Atrageți, așa cum ceea ce vă doriți, atrageți prin felul în care vă comportați. Asta e clar. E deja descoperit științific. Și soarele este aproape. Sper că vă este de bun augur această etalare. Ați primit niște mesaje care vă vor ajuta în această lună, în lunile viitoare. Vă doresc numai bine, dragoste, pace, creștere spirituală. Vă pup, numai bine!